Salutări, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am găsit la un nou video, un video în care o să vedem PUBG sau PUBG, cum vreți voi să-i spunem, dar varianta pe telefonul mobil. Culmea, au scos, da, acest joc gratuit, foarte, foarte tare, doar că, bineînțeles, grafica nu este la fel ca cea de pe PC, dar ne bucurăm, e gratis, se poate juca, e foarte, foarte super. Dar haideți să vedem ce o să fie, cum o să fie și, dragii mei, chestia este în felul următor. Eu am mai făcut o filmare, de fapt am vrut să fac o filmare, dar din păcate am uitat să pornesc înregistrarea. Așa că am jucat, am ajuns pe locul 1, dar asta e, ce să faci, se mai întâmplă. Așa că hai din nou să facem încă o tură să vedem. Reușesc să ajung pe locul 1 sau nu? Mă rog, este un joc unde eu am să joc în solo, dar poți să joci chiar și în squad sau în duo, cum îți place ție. Ce mai avem aici? La setări. Aveți setările, bineînțeles, la grafică, unde pe Ultra HD nu ai cum. Aș fi vrut să meargă pe Ultra HD, dar zice coming soon, adică pe viitor. Avem și realistic, aici, mă rog, prima fază a fost no style, apoi avem classic, color, false și realistic. Eu am dat pe realistic, așa mi se pare mie a fi ok, și grafica, bineînțeles, pe high, că de duce. Așa că hai să vedem, să facem o cursă, să vedem ce se întâmplă. Reușesc să mai ajung o dată pe locul 1. Deci foarte tare, odată am ajuns pe locul 3, de vreo 4 ore am jucat sau de 5 ori, am jucat. Odată am ieșit pe locul 68 prima dată, apoi am ieșit pe locul 9, apoi pe locul 3 și apoi pe locul 1 și mă rog, cam așa ceva, nu mai țin minte chiar exact, dar cam asta ar fi ordinea. Se pare că din ce în ce mai bine a fost, dar să vedem acum, poate în surul de norocul de data aceasta, pentru că și filmez. Ce aș putea să spun despre acest joc este faptul că nu prea ai sunet în joc decât pașii tăi, ceea ce e un lucru foarte bun. Mă rog, avionul, mai auzi? Ia uitați, ce ziceți, dragii mei? Cam exact același lucru cum e pe PC, doar că, bineînțeles, cu grafica de rigoare, cum am spus, nu e o grafică extraordinară, dar e ok. Avem și bunkerul acesta. Da, deci e copie, identică. Harta este la fel. Ceea ce înseamnă că e bine. Acum, bineînțeles, controlul nu este ca pe PC, dar totuși te poți juca. Te poți juca cu prietenii, mă rog, poți folosi un emulator pentru PC, cum folosesc eu acum. Și chiar poți să-l joc destul de ok. Eu acum îl joc pe PC, da? Avionul. Hai să vedem unde coborăm. Deci asta înseamnă că dacă el parcurge partea asta, s-ar putea să fie în zona asta. Unde să merg? Cred că voi merge aici. Sau să merg la Pocinski? Aș putea să încerc, de ce nu? Pokinski! Hai să merg aici. De, ce se poate întâmpla? Decât să termine filmarea mai repede. Așa, și am decolat. Am decolat. Merg către zona. A băiatul cu Fiat-ul. Ba nu, că n-avem Fiat, avem doar Dacia. Ajungem? Da, negreșit. Acum rămâne să vedem unde cobor, pentru că cu siguranță sunt mai mulți aici. Uite acolo, așa. Mai sunt pleri. Ar trebui să mai fie, nu? Ar fi culmea să fiu singur. Da, păi băieților poate le e frică. Hai. Ia uite aici ce mă așteaptă. Din start niște bunătăți. Hai, că-mi trebuie armă. Ohoho! Bun așa.
Ei, dar trecută când am filmat... Ei, uite că am găsit un pistol. Am găsit la arme, dar n-am găsit vestă, nu am găsit nimic. Mamă, frate, ce armă! Bă, nu aș putea spune că sunt foarte încântat, dar e ok. Hai să dau așa. Până în alta e bună și asta. Iauzi, am tras din greșeală, dar cum am tras? Mă rog, am tras. Ce mai contează cum am tras? Hai să încarc. Băi, frate, dar cum trage așa iurea? Hai să luăm grenadă, cine știe, poate o să ne fie de folos. Bullet nu e bun, pentru că dacă era bun, l-ar fi luat. L-a luat și l-a și pus pe armă. Îl pune automat. Și nu e rău. Smoke nu iau, că nu prea joc cu smoke. Smoke-uri. Și n-ai bani luat acolo. Hai să sărim. Că nu am ce să mai fac. Mergem în următoarea. Următoarea vilă și pe geam e mai bine. Dragii mei, nu pot să spun decât că e super tare jocul. Îmi place. Se mișcă ok. N-aș putea spune acum că e extraordinar. Ar fi loc și de mai bine. Da? Deci este loc de mai bine. Dar e ok. Ce am eu aici? Ce aș putea să schimb? O să schimb așa. Merg așa. Cred că asta e, nu? E bine așa. Am schimbat și rucsacul. Și acum ia să vedem ce nu mai trebuie, că nu mai am nevoie de gloanțele astea. Așa. Ok. Mai departe. Să fiu eu pe locul 1 să nu filmez, domnule, să greșesc cu filmarea. Extraorbitant. Frate, dar chiar nu e niciun player aici? Cum stau în zonă? Ar trebui să merg către partea asta. L-ați auzit, da? Ia uite-l. Băi, puiu, cu mine te pui. Ce are băiatul ăsta pe aici? Să fi luat scarelul în loc de asta? Las-o așa. Hai, încarcă. M-am descurcat binișor, zic eu. Doar că îmi trebuie, uite, de viață. Na, iau scarelul, nici nu mai stau pe gânduri. Sau scarelul, cum se spune? Așa. Bun. Parcă mai mult îmi place. Și acum, așa. 762 n-am luat ce să folosesc. Lasă-mă, fraților, uite, vă las armă cu tot cu gloanțe. Să nu știți că sunt băiat rău. Adică vreau să jucăm de la egal la egal. Aici mai e ceva? Nimic, 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 nimic. Unele case sunt chiar chele aici. Nu mai am ce să iau de ele încolo, că... Îmi umplu rucsacul numai cu grenade. Aici? Gol, gol. Gol, gol. Am ceva pe aici? Da, e bun. Bine că am venit. Pleri, nu mai sunt pleri. Ha, băieții. Nu aveți curaj? Cred că merg către zonă. A, spuneam, parcă spuneam. Trebuie să-mi pun ceva la viață. Mă rog, bine ar fi să mai găsiți ceva de viață. Ia să vedem ce pot să-mi iau. Un energizant. Două energizante să beau. Hai, Dodo, bea energizante. Oh,
nu așa multe că te îmbolnăvești, bă, băiatule. Ți se face rău. Aoleu, și acum am văzut că nu am facecam și voi nu spuneți nimic. Au, dragii mei, deci îmi pare rău, de-abia de la minutul 10 am ajuns și eu să am facecam. Ce să faci? Mă scuzi. Hai să vedem, găsesc ceva pe aici. Uite, încă un energizant. Gloanțe nu-mi trebuiesc. Ok, ceva pentru armă. Aici nu-mi trebuie. Deschid. Și am sărit. Și hai să vedem totuși. Trebuie să merg către zonă. Încolo. Ia uite. Încă un energizant. Azi că nu e rău. Cum să fie rău când e bine? Uite-l. Încă unul! Mi s-a promis sau am mai auzit pași? Ia-ți ne-n ce are băiatul. Nimic ce să-mi trebuiască mie. Dar cine va avea asta gloanțe de 7.62? Pentru pistol? Deci încă un kill, am 2 kill-uri. Pentru început e bine, dar sunt 71, frate, dar greu mor ăștia. Aici ar trebui să mai fie. Nu prea-mi vine mie să cred că doar eu am fost. Mă rog, eu și cu ceilalți doi pe care am omorât. Ar trebui să mai fie, nu? Ha, băieții! Deci, cum am spus, folosesc un emulator pentru a juca pe calculator. Problema este cu acest emulator că este foarte greu de controlat pe PC. Mașina. Deci mașina, mă rog, trebuie niște taste să pui. Neavând acele taste, nu am putut să conduc mașina. Mă rog, nu am condus-o. Am condus-o, dar foarte, foarte greu. Mă, dar chiar nimeni nu mai vine pe aici. Deci în jocul ăsta e cea mai mare prostie să stai pe joc, pe loc. Indiferent ce ai face, mișcă-te continuu. Dacă vrei să supraviețuiești. Nu știu unde dă zona, trebuie să stau totuși până la urmă. O să merg la copacul ăsta. Aici sunt puțin ferit. Și să urmăresc. Nu e nimeni? Vine zona, se strânge zona din partea aia. Ia, hai! Aoleu, unde a dat? Are rost să merg? Hai să încercăm. Da, e prea departe. E prea departe, nu are rost. Mai mai aș fi mers, dar
parcă e prea... Era acolo o mașină, dar nu mă descurc așa să conduc. Cred că pe telefon e altfel. Mă rog, alt cred. Sigur, pe telefon e mult mai ușor să conduci. Aștept acum aici. Să vedem dacă vine vreun player. Niciunul, frate, nu vine, extraordinar. Sau poate noi trei am fost acolo, eu și cu ceilalți doi, ce am căsăpit. Dar am căsăpit! Nimic? Nu, frate, nimeni nu vine, așa că o zbughesc în zonă, ce să mai... Deci trebuie să merg acolo unde mi-am însemnat eu, aici, și gata. Dar pe parcurs, cine știe, poate mai găsim câte vreun player, ceva. Încarcă, frate, arma. Așa? Cum să mergi cu arma descărcată? Deci ești la plimbare aici, în vacanță? Băi, frate, fiți atenți aici. Scopuri de 8, nu glumă. De 2? Ia să vedem ce am aici. Am scop de 4. Ia să pun așa. Scop de 4 și... Scop de 2. Ca băieți, așa. Nu e rău, nu? Ia uzi. S-a tras de aici de undeva. Ia uite-l. Hai, mă. Mamă, l-am omorât pe ăla! Hai! Încă un kill! Deci fii atent, te-am omorât cu... Nu vine să cred! Foarte tare. Nu îmi vine să cred. A, deci uite că cu scopuri de astea e periculos, înseamnă. Aha. Deci chiar că e periculos, domnule. Am mai văzut pe unul cu mașina în partea dreaptă. Cred că merge la loot. Dar eu aș vrea să merg să-i lootez pe băieții ăștia. Dacă mai și găsesc unde am omorât. Serios, dacă știu unde am omorât. Mă rog, dacă găsesc, găsesc. Dacă nu, nu. Știu că s-au mai luptat și pe aici. Unde naiba i-am omorât eu pe ăștia? N-o găsesc degeaba. Asta e.
Băi, frate, n-aș fi crezut că eu mor cu scopul. În modul ăsta barbar. Dar am omorât. Deci am 4 kill-uri deja. Hai că nu e rău. Hai să moară grisa de numer direct la loot. Dacă apuc să ajung. Mamă, dar e departe, fratele meu. Na, ce să ajungi la loot? Na, n-are rost. Chiar că e departe și cred că ajung alții. Mă rog, mai sunt 26 de băieți. Cred că am văzut acolo pe cineva. Mi s-o fi părut sau chiar a fost cineva? Niște gloanțe mi-erau bune, gloanțe, gloanțe, gloanțe. Am avut pe burst și acolo mi-a mâncat mult. Multe gloanțe. Trebuia să dau pe single. Acum nu știu unde să stau, că dacă vine unul iarăși cu... Uite loot unde e. Dar n-am nicio șansă. Mamă, deja 22 de minute. Nimic. Gloanțe de 7.62. Da, dar eu n-am decât de 5.56. Hai mă, nu mai e nimeni? Ia-uzi. Da, da. Dar de unde a tras? Uite-l. Bravo, man! Foarte bine. Ia repede, lutează, 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 lutează. 7.62, n-avem nimic. O să schimb. O să merg pe AKM, pentru că nu am încotro. Și asta e. Bun. Dar mai am acum ăsta? Ala, ia uite mă că a schimbat. Pe acolo am văzut pe unul. Ia uite-l. Hai, hai, nu mai sta pe loc, că băiatul probabil s-a dus să te vâneze. De sus, dacă are scop, e periculos scopul. Ia uzi. Da? Ia uite-l. Încă unul. Bun așa. Hai, hai, ia repede, 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 repede. Și ai plecat. Încarcă. Noroc că l-am auzit. Uite-l în față. Da, da.
Bun așa! Uite-l acolo. Încă unul! Băi, să fiu al naibii, cât de bun e dodul ăsta! Să moară gresa în bazin la Floreasca, de noi am spart pe ăștia. O să-mi primez report, frate! Hai, hai, du-te la zonă, la zonă, la zonă! Cât am până la zonă? A, nu e mult? Ia uite loot-ul acolo. Pardon, ăsta, măi, tot le zăpăcesc aici. Frate, aici ar... Ia uzi. Băieți se bat acolo la... Mă rog. Știți voi la ce? Ia uite cam un lapsus. Drop! Hai repede. Sper să nu mai ia careva în meclă. Hai repede, și-am plecat. Încarc. Și-am intrat în zonă. Mamă, 10 kill-uri! I-au omorât pe ăștia doi, dar mai trăgea cineva de aici. Mai sunt 7 în viață. Uite-l acolo. Încă un kill! Mamă, frate, 11 kill-uri, nu-mi vine să cred. Extraorbitant. Ce înseamnă să știi să joci, domnule? Bun, dar acum e o chestie. Deci într-o zonă. Câți mai sunt în viață? 4. Mamă, ce mi-a luat ăsta din viață! Băi, dar de unde a venit, frate? De unde a venit? Dar ce contează? 11 kill-uri! Pohoho, de capul meu! N-am făcut atâtea kill-uri, frate, în viața vieților mele în PUBG. Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like pentru kill-urile astea, 11 kill-uri. Foarte bine am jucat. Mă rog, aici la urmă, să zicem că am dat-o în bară, am sfeclit-o, dar ce să faci, sunt și alți player, nu ești singur. A fost bine, 11 kill-uri, așa că dacă v-a plăcut, like, share și subscribe. Și până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!